Bună ziua! Numele meu este Andreea Băceanu, iar alături de mine se află Mihaela Verdeș, colega mea de la Tradex. Nu știu să vă spun prea multe despre Mihaela, așa că o să o las chiar pe ea să se prezinte. Miha, spune-mi, te rog, în câteva cuvinte, cine ești, de unde vii și mai ales cum ai ajuns să faci brokeraj de afaceri. Bună ziua, bună tuturor! Sunt Mihaela Verdeș, sunt născută în Brașov, la Poale Pietri Craiului. Am absolvit o facultate de roboți industriali în 1997 și din 2007 sunt evaluatora nevar. Deci anii cu 7 în coadă, se pare că au fost benefici pentru mine. Brokeraj am început din februarie-martie 2020, de când m-am înscris la curs și e ceva nou pe piață, foarte interesant. Apropo de curs, că tot l-ai menționat, spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine experiența? Îți amintești de un moment memorabil sau ce ți-a plăcut cel mai tare? Hai să spun eu cum am luat contact cu Tradex. Anul trecut, undeva prin septembrie 2019, a fost o întâlnire a oamenilor de afaceri din Brașov și erau vreo 25-30 de persoane care participau la această întâlnire. Oameni de afaceri și antreprenori din Brașov. Și în această prezentare a venit un domn care, foarte jovial și foarte deschis, s-a prezentat. Sunt Dan Crivăț și am un business să vă propun, dar vreau să vă adresez tuturor o întrebare. Nu zic, ia uite, tot atât de mulți ani în Statele Unite, deci sigur vine cu ceva nou. Și prima întrebare a fost, de câți ani aveți business-ul? Wow, zic, asta e întrebare. Mă rog, până la urmă toată sala a răspuns că undeva în business-urile noi pe care le aveau toți, erau undeva de maxim 9, 10, 12 ani maxim. Și s-a tras o concluzie că business-urile se țin 12 ani. Și până a fost așa ca un beculeț de la care se aprinde, știi? Și am zis, wow, tocmai de 12 ani am și eu afacerea și vreau să fac altceva, adică, pe bune? E așa un trend sau e o școală care se face? Este ceva statistic, de fapt, unde înveți la o școală, că un business normal ții cam 12 ani, după care fie îți schimbi direcția, fie îl mai dezvolți sau adaugi ceva, sau, nu știu, se întâmplă ceva. Și atunci, următoarea întrebare pe care am adresat-o, Dan, a zis, ce faceți voi cu afacerea voastră? O vindeți sau închideți? Sau continuați? Măi, să știi că au venit răspunsuri foarte interesante. Mi-a plăcut ideea de prezentare atunci, ne-a prezentat ce înseamnă Tradex, ce înseamnă conceptul, de fapt, Tradex, ce înseamnă broker de afaceri și mi-a plăcut tare mult. La un moment dat, un client al meu a zis, vreau să-mi vând hală. Ok. Când am aflat că vrea să-și vândă hală, am zis, ok, dar de ce o vinzi? A, păi ce, vând afacerea cu totul. Zic, stai așa. Că sunt două lucruri total diferite. Una e să vinzi o hală, da? Că doar sunt evaluator la bază, adică e o parte imobiliară, și alta e să-ți vinzi afacerea. O valoare are hala și o valoare are business-ul. Și zicea, nu, că business-ul vreau să-l vând cu totul. Deci, clar, cultura la noi în țară, diferența între a vinde o hală și un business este total diferit. Dar tu, iar e numai și aceeași chestie, la unii. Și am zis, da, zic, serios, zic, uite, dacă vrei să-ți vinzi hala, eu te pot ajuta. Dar dacă vrei să-ți vinzi business-ul, și aici te pot ajuta, adică îți dau un număr de telefon și discutăm. Și am luat legătura cu Dan. Dan a zis, da, ok, uite, eu nu sunt broker de afaceri, eu doar am acest concept în România și susțin brokerajul de afaceri în România. Și mi-a recomandat un broker. Acum, ce să zic, știi cum e? Conceptul, oamenii, habar n-am, nu știu. Cert este că colegul meu de acum, nu? Că în colegi, nu s-a înțeles cu acest client, nu a rezonat, nu înțeleg de ce. Clientul a zis, dacă e să vând ceva, doar prin tine vând. Și a zis, ai un pic,
nu știu cum se vinde prin mine. Și atunci a zis, nu știu ce faci, cum faci, eu dacă nu vinzi o afacere, nu văd. Ok. L-am sunat pe Dan și am zis, ce să fac? Și a zis, simplu, faci un curs de brokeraj. Da, ce faci tu și un curs de brokeraj, n-ai cum să dai greș. Am zis, hai că discutăm undeva prin mai, știi, adică era o treabă, da, o să-l fac, dar stai că eu mai am un pic de treabă, mai am niște contracte în derulare, mi-e mai greu să încep acum un curs nou. Și a venit pandemia. Yay! Yay! Și l-am întrebat pe Dan, cum facem cu cursul? Și am zis, dacă vrei, îl facem. Și cum la noi era o vorbă că iarna îți faci căruță și vara îți faci sanie, zic, a, pandemia mi-a venit mănușă și am făcut cursul de brokeraj. Și uite așa am ajuns eu broker. Hai. Și cursul, cum a fost? Cursul a fost foarte interesant. Am învățat lucruri noi. Mai ales că a fost pe platforma aceea pe stil american. Mm-hmm. Da. Ceea ce a fost extraordinar de altfel decât noi eram obișnuiți. Foarte interesat, foarte interactiv, adică nu aveai timp nici să te plictisești, nici să te să stai pe gânduri. Plus că am avut și o echipă foarte faină. Da, așa e. Trebuie să recunosc aici că și eu am făcut cursul de brokeraj odată cu Mihaela și într-adevăr s-a creat o dinamică foarte, foarte faină între participanți. Aici. Da, era, nu știu, imposibil să nu fi găsit un răspuns, imposibil. Și punctajul la final, pentru că noi știi foarte bine că dădeam examen după fiecare curs, după fiecare zi, adică era, te țineam, n-aveai cum să nu faci față. Nu făceai față, nu făceai cursul, știi? Dar, nu știu, toate interacțiunile, toate problemele care apăreau, mă rog, probleme între ghilimele. Toate situațiile în care ne punea Dan, poate erau foarte fain rezolvate, adică, nu știu, am fost foarte dinamici, o grupă foarte dinamică. Și e drept și adevărat că în brokerajul de afaceri, da, poate să-l facă oricine. Dar trebuie să ai o cultură economică, trebuie să ai o cultură totuși financiară. Nu prea poți să-l faci dacă nu ai niște noțiuni de bază ce înseamnă educație financiară, dacă nu ai o educație economică, măcar o bază. Să știi ce înseamnă un bilanț, o balanță, să știi să citești un bilanț, să știi să uiți peste o balanță, să știi ce înseamnă mijloace fixe, ce înseamnă active, ce înseamnă... Deci, cam... La asta trebuie să te aștepți în momentul în care începi un brokeraj de afaceri. Dacă ești familiarizat cu aceste noțiuni, e foarte simplu, adică te poți distra învățând lucruri noi. Adevărat. Spune, Mihaela, te rog, cum reușești să găsești acum clienți? Cum decurge o colaborare obișnuită cu un client pentru tine, din perspectiva brokerului de afaceri? Colaborare obișnuită? E ceva obișnuit în brokeraj? Nu știu, știi, nu e... Clienții sunt clienți. Gândește că brokerajul de afaceri vine pe o piață virgină în România, în care oamenii, dacă aveau firme de prin 90-91, le transmiteau copiilor, nepoților. Dacă nu aveau cum să le transmită, inevitabil intrau într-un faliment de succes. Sau le vindeau, dar foarte puțin. Deci această cultură de a-ți vinde firma și de a-ți, sau a-ți cumpăra o altă firmă, de la noi nu există încă, din păcate. Mulți spun, doamne, dar de ce să-mi iau o firmă, că poate are probleme, că poate mai bine fac una nouă. E, nu chiar așa. Nu chiar așa, pentru că nu ai cum să-ți vezi oportunitățile dacă tu ai o firmă nouă. S-ar putea în firma veche pe care tu o achiziționezi să găsești niște oportunități noi sau niște rezolvări la niște probleme pe care tu nu...
știi dacă le întâmpini sau nu cu firma nouă. Pe când cu firma veche s-ar putea să fie deja rezolvate acele piedici. Iar la noi în cultură zice toată lumea, bă, de ce să fac una nouă? Las că mai bine o vând, de ce să-mi cumpăr una nouă? Mai bine o vând a mea sau îmi cumpăr una? Ei, nu chiar așa. De-aia spun, de la început când ziceam, nu uite, sunt și eu procură în afaceri, vreau și eu să, dacă aveți o firmă la vânzare, la cumpărare, și îmi zicea, las că mi-o vând eu firma, las că-mi fac eu. Ok, și ajungeau la momentul vânzării. Ajungeau la momentul în care spuneau, da, zice, Miha, știi, mai avem și noi nevoie de o informație, de un contract. Dar revenind la clienți, clienții să știi că sunt de obicei oameni din domeniul evaluărilor, deci sunt clienți în evaluări. Uh-huh. Și cumva în momentul în care eu am intrat pe această piață nouă de brokeraj în afaceri, am dat și clienților mei informațiile mai departe. Când auzeam că vor să-și vândă afaceri, atunci îi întrebam, sigur, vreți să vă vindeți voi sau vreți să o facem profesional? Uh-huh. Să vă ajut, să vă facem un contract, să știți să faceți o preluare, să... sau dacă vreți să achiziționați o societate. Sigur, nu sunt pașii, sunt pașii pe care voi să-i urmați, sunt unii și aceiași cu pașii care sunt normali de a-i urma. Știe vorba aia românească, ia-ți un consultant bun ca să nu dai banii după aia mai mulți pe un alt fel de afacere. Cert e că am asistat la tranzacții mari, am consiliat pe cei care au dorit să-și vândă afacere și s-au vândut afaceri micuțe, dar s-au vândut. Iarăși, o altă problemă e că mulți nu înțeleg că într-o afacere sub 50.000 de euro este fix aceeași muncă ca și la o afacere de 1 milion de euro. Adică, nu zic ce o firmă mică de 30.000 de euro. E, sunt niște lucruri pe care dacă nu le îndeplinești pas cu pas, s-ar putea să ai probleme. De asta spun, în momentul în care vrei să devii broker în afaceri, este un challenge foarte mare. Pentru că, pe lângă faptul că tu faci brokeraj în afaceri, mai trebuie să faci și o educație. Adică, cumva, trebuie să transformi într-un consultant gratuit, să înveți pe oameni cum să-și vândă sau cum să cumpere o firmă. Uh-huh. Cu piața externă, să știi că mi-a fost mai simplu. Oamenii de acolo știu exact ce au de făcut și nu stau de vorbă cu reprezentanții firmei. Să sperăm că într-acolo ne îndreptăm și noi. Da, da, numai că este o muncă grea, pentru că românul se pricepe la toate. Pentru că puțin sunt cei care acceptă să-și iau un broker. Uh-huh. Și iară sunt și mai puțin care își asumă. Știi cumva, brokerul în afaceri este un om care își asumă niște lucruri. Această meserie vine cu o asumare 100%. Doar că eu mi-am asumat, adică mie mi-a fost ușor, pentru că și un evaluator își asumă 100%. Și atunci venind din domeniul evaluărilor, care este o meserie care acolo trebuie să fie asumat 100%, mi-a fost simplu să îmi dezvolt o direcție și în partea de broker de afaceri. Mm-hmm. Chiar voiam să te mai întreb cum se împacă cele două meserii ale tale, cea de evaluator cu cea de broker. Foarte bine. Ne completează una pe alta. Pentru că eu evaluările nu le fac pentru bănci. Eu nu sunt evaluator de bănci, eu sunt evaluator de societăți comerciale, deci îi ajut pe clienți să își majoreze capitalul social, fac evaluări pentru raportarea financiară, fac evaluări pentru tranzacții, acel caiet de preț de transfer. Și atunci, lucrând în domeniul societăților, pe partea de evaluare, mi-este simplu să fac și consultanță pe brokeraj în afaceri. Super! Vreau să-mi povestești acum despre cea mai faină afacere pe care o ai în portofoliu în momentul ăsta. Câteva cuvinte despre ea și eventual ce fel de cumpărător crezi că s-ar potrivi? Am mai multe. Am mai multe și
O să mai vină câteva. Încă nu le-am listat. Sunt așa, sper. La copt încă. Dar am o afacere foarte frumoasă, o școală de șoferi. E foarte incitantă și foarte, să zic așa, dinamică, pentru că atunci când eu am început discuțiile cu cel care dorește să vândă societatea, era la un nivel, acum e altceva, a început să înțeleagă că sunt niște pași care trebuie să-i urmezi dacă vrei să obții prețul pe care tu îl dorești. Pentru că evaluare făcută de mine în momentul în care am preluat această societate la vânzare era la o treime de cât e acum. Adică una valora, da, una valora acum un an de zile și alta valorează acum. Știi? Sunt niște pași pe care cel care a dorit să-și vândă firma îi urmează și ține cont de ceea ce îi spun. Ceea ce pe mine nu face decât să mă bucure și să înțeleg că această meserie pe care mi-am ales-o pe lângă cea de evaluator este ceea ce îmi doresc de fapt. Să educ oameni de afaceri în domeniul brokerajului. Mă bucur pentru reușită. Da, iar cel care clientul care dorește această afacere este un client clar din domeniu. Pentru că nu o să poată să vină niciun outsider să cumpere această societate. Este prea nișată. Deci, sigur, un cumpărător ideal este cineva care are un business în acest domeniu, într-o zonă, să zicem, nu știu, Oltenia, zona Moldovei, zona Bucureștiului și vrea să se extindă pe zona centru. Uh-huh. Deci, pentru acest tip de domn de afaceri este această firmă. Super! Succes! Sper să apară la momentul ideal. Da, mai sunt niște lucruri de făcut în această societate ca ea să devină atractivă, realmente atractivă și să poată să aducă mai mulți doritori de a o cumpăra. Uh-huh. Deocamdată nu avem decât o singură cerere, iar am rugat clientul să mai așteptăm 2-3 luni, astfel încât cifra de afaceri să ajungă la un anumit nivel și atunci să putem negocia de pe un alt nivel, să zic, valoarea firmei. Acum aș vrea să-ți adresez 4 întrebări fulger, le-am zis eu. Sunt niște întrebări simpluțe la care nu aștept un răspuns elaborat. 2-3 cuvinte sunt suficiente. Prima sună cam așa. În ce industrie ai mai multă experiență? În servicii? Nu știu să zic. Servicii, cred că. Ok. Dacă ar trebui să alegi acum să faci brokeraj pentru tot restul vieții tale într-o singură industrie, ce ai alege? Horeca sau producție? E o întrebare. Dacă îți spun ambele pot? Pentru că și producția și horeca sunt cumva pind una de alta. Acum, într-adevăr, că horeca pierde, dar să știi că și producția pierde. Adică e oricum o situație atipică. Da, e o situație atipică, dar se vede foarte clar că atât timp cât partea de horeca pierde în momentul ăsta, încep și serviciile, producția pierde teren. Nu? Da, corect. Depind una de alta. Întrebarea numărul 3. Ce fel de oameni crezi că sunt potriviți pentru meseria de broker de afaceri? Orice persoană care are pasiune pentru afaceri și a cât de cunoștințe minime în domeniul afacerilor. În domeniul contabil și domeniul educației financiare. Sunt două lucruri total diferite. Dar dacă ai minime cunoștințe, acest job este minunat pentru oricine. Și, în fine, întrebarea numărul 4.
Cosmina a zis în interviul trecut că e cam devreme, dar eu zic că nu și mă gândesc așa. Spune-mi, te rog, un gând pentru tine pentru anul 2021. Ce ți-ai dorit să faci în 2021? Happy clients. Citat acela, happy clients. Că cei mai fericiți clienți îți aduc cel mai bun, cea mai bună publicitate pe cei mai puțini bani? Da, corect. Așa că happy clients. Ei bine, îți doresc mult succes, să ai parte de cât mai mulți happy clients și să meargă lucrurile ca unse. Mulțumesc și invit pe toți cei care urmăresc acest interviu să vină alături de noi, să se înscrie la cursul de brokeraj, pentru că este foarte interesant, are foarte multe lucruri noi pe care mulți nu le știu și chiar dacă nu fac brokeraj de afaceri, dar măcar capătă noțiuni de ceea ce înseamnă brokeraj. Adevărat, eu sunt exemplu perfect. N-am nicio legătură cu domeniul sau cu științele economice, totuși în urma cursului am reușit să capăt noțiunile de bază, cel puțin, ceea ce cred că spune multe despre curs. Mihaela, îți mulțumesc foarte, foarte tare pentru că ai acceptat invitația mea și că mi-ai acordat așa jumătate de oră din timpul tău. Sper să revină cât mai repede lucrurile la normal pentru toată lumea și să ai parte de cât mai mult succes de aici înainte. Mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet! O zi faină să ai! Pa! La fel! Pa! Pa! Pa!